Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face plastilină, la pastă de modelat. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Așa, eu le voi cântări. Avem nevoie doar de 3 ingrediente. Apă, amidon, de porumb și bicarbonat. Atât. Și am să le cântăresc. Așa. Bună ziua, Vicky! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Astăzi facem pasta de modelat, v-am spus și acum 2-3 săptămâni în urmă, vedeți? O putem și colora. Ia uitați. Eu o aplic așa la cadouri, în loc de etichetă. Ia uitați. Vedeți? Și de desubt scriem, sau punem un bilețel și scriem. Așa. Sau putem pune etichete pe borcane, vedeți? Eu am lipit-o. O etichetă mai mare și scrie țare, zahăr. Așa. Sau, ia uitați ce minunăție. Așa. Și vă puneți judecăție de sub. Și faceți căpăcele. Așa. Sau pentru brad, steluțe. Vedeți? Eu le-am făcut și gaură. Ia uitați. Globuri. Brăduți. Sau vă jucați pur și simplu cu copilașii acasă. Așa. Este moale. Ia uitați cum arată. Așa, imediat o scoatem. Mai întâi să cântărim ingredientele. Și o să avem nevoie de bicarbonat. Vedeți? Bicarbonat. Așa. 120 de grame. Mai mult, 120. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Deci avem 120 de bicarbonat. Și acum o să punem 32 de grame de amidon de porumb. Așa. Acum avem 32 și am să dau deoparte cutiile. Deci 120 de bicarbonat și 32 de amidon. Și acum o să punem și apă, 60 de grame, totul în grame. Și am să cântăresc, am să dau așa deoparte, 60 de apă, punem 60 de apă, am pus mai multă, așa. 60 de apă. Dăm deoparte și cântarul. Și avem 60 de apă, 120 de bicarbonat și
și 32 de amidon de porumb. Și le punem aici toate în oala noastră și le amestecăm. Aceea este moale. Așa. Vedeți? Amestecăm. Și o să punem pe foc, la foc mic, până se strânge totul și se face așa ca o minge. Așa. Durează puțin. Și pun pe foc. Și vă arăt imediat cum arată. Amestecăm. Și lăsăm să se încălzească și să se întărească. Să se întărească, vedeți? Așa. Și amestecăm și până când se strânge ca o bilă, atunci este gata, vezi? Cum s-a făcut? Așa. Și o luăm și o scoatem de aici. Așa, trebuie să se facă. Și o scoatem și o punem pe masă și o lăsăm să se răcească puțin. Aceasta este plastilina noastră. Așa. O plastilină care se întărește după ce o modelăm. O lăsăm să se răcească, că este fierbinte. Așa. Și vedeți, consistența o să fie aceasta. Așa. Ia să văd dacă reușesc să o iau în mână, să vă arăt. Ha. Că e fierbinte. Ia uitați. Așa. Să întind așa să se răcească. Să dau așa mai aproape. Așa. Cu amidon de porumb, bicarbonat. Așa. Și cu apă. Doar atât. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi facem pastă de modelat sau plastilină pentru copii. Eu o folosesc ca etichete și pentru brăduț. Să pun un brad. Ia uitați. Așa. Ia uitați ce frumoase sunt. Și globulețe. Nu știu dacă se vede. Așa. Eu văd în ceață, nu știu cum se vede. Așa. O las un pic să se răcească. Aici. Vedeți, am palmele roșii. Așa. Și aici este cea răcită din care am făcut. Ia uitați ce frumusețe. Așa. Și vă puneți bijuteriile de dedesubt. Este un căpăcel. Așa. Și eu am dat această formă. Hai să ridic așa mai sus. Am dat acest model. Ia uitați, cu acest tapet de prăjituri care se pun pe torturi. Așa. Și am să vă arăt cum fac. Am să pun puțin amidon peste acest tapet și după aceea am să întind un sucitor. Așa, între timp se și răcește. A, mulțumesc! Mulțumesc, Vasi! Mulțumesc! Așa. Și am să pun puțin amidon. Așa, am să pun așa și am să prisor așa puțin amidon peste tapetul meu. Și am să fac o mică presiune pe tapet și apoi am să tai.
Și să tăiem, să facem biluțe, așa, ia uitați, globulețe, copiii se pot juca și pot face animale, tot ce doresc, cum se lucrează la plastilina. Așa, ia uitați, vedeți, a luat modelul, așa, și acum, ca să-i dau o gaură, eu dacă le pun în brad sau le leg așa la cadouri, vedeți? Și de desubt scriu, să pun de lavandă, să pun de aloe, de desubt la etichetă. Și acum cu, am așa un fer, o bucățică de, tot de la prăjituri. Apăs și fac așa o gaură aici. Ia uitați. Așa, și o pun la uscat și ea se usucă și se rămâne tare. Ca să facem și o inimioară. Uitați, aceasta este mică, 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 mică. Așa. Și aici putem face o gaură, dacă vrem să o legăm. Și dacă vrem să dăm model. Bună ziua, Sidonia! Astăzi ne jucăm. Astăzi facem un fel de plastilină făcută în casă sau o pastă care se modelează. Ia uitați, încă este caldă. Așa arată. Plastilină pentru copii. Copiii se pot juca și se menține în peliculă transparentă ca să nu se usuce. În momentul când se usucă, e tare. Așa. Se poate și colora. Se poate colora și plastilina. Putem colora mai întâi apa cu colorant natural. Cu curcuma, cu spanac, direct în apă. Punem puțină apă și punem praf. Praf de curcuma, praf de sau frunzulițe de spanac, de sfeclă roșie și colorăm direct cu apa și facem. Deci punem direct apa colorată. Așa, ia uitați. Așa arată. Și este moale, moale și bună. Plastilină pentru copii. Și copiii se pot juca. Și este făcută cu amidon de porumb, bicarbonat și cu apă. Atât, nimic mai mult. Și pe foc. Așa. Și folosim acest tapetel. Așa. Și tot așa folosind acest tapet, eu am făcut această cupă. Așa. Și punem bijuteriile de desubt. Și am făcut și o floare, am și colorat. Așa. Și ia să vedem. Și am tăiat frunza cu aceasta. Așa. Și a ieșit. Ia uitați ce minunăție. Așa. Și tot așa îi dau aici o gaură. Și acum când se usucă, uitați. Așa. Și așezăm așa aici. Aici. Ca să dăm un model, am folosit acest tapet care se face la prăjituri. Pentru torturi. Bună ziua, Filopseia! Astăzi facem plastilina, astăzi nu facem bunătăți, astăzi ne jucăm. Am intrat să vă arăt cum fac eu plastilina pentru copii. Și cu această plastilină sau pastă de modelat, eu îmi fac pentru cadouri. Ia uitați, și le pun așa la cadouri. Și am vrut să împărtășesc cu voi. Așa, și de desubt scriu sau pun o etichetă și o lipesc și scriu dacă am săpunul de, că eu dăruiesc,
să pune-le. Le fac, acuși vin sărbătorile. Și îmi place să pun așa câte o etichetă frumoasă. Sau se pot pune etichete și pe borcane. Vedeți? Eu am lipit aici una micuță cu aracet. Așa. Am lipit doar. Și faceți și scrieți zahăr, făină, sare, piper în borcanele. Așa. Și astăzi m-am jucat. Ia uite, și am făcut așa ca o cupolă. Așa am și colorat. Și de dedesubt putem pune bijuteriile. Am făcut și steluțe, le putem pune și în brad, le legăm sau brăduți. Cine dorește să pună frunzulițe, aceasta este moale. Așa. Acestea sunt făcute înainte, acum 2 săptămâni în urmă. Astea sunt făcute astăzi. Nu știu cum se văd. Eu nu le văd așa bine. Așa. Ia uitați. Așa. Și atât. Aceasta este rețeta. Ne jucăm, putem face și pom de zăpadă, putem face și maimuțele, și pisicuțe, și căsuțe. Se Ce fac ține în copilașii? folie de plastic, în folie alimentară, ca să nu se întărească, că altfel se întărește. Așa, ca orice fel de plastilină. Vedeți, o punem așa și o legăm așa bine. Ia uitați. Plastilina sau pasta de modelat. Atât. Astăzi doar ne jucăm. Astăzi nu mai facem rețete. Așa. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru că îmi sunteți alături și vă doresc multă sănătate, pupici și la revedere. O zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. Weekend plăcut. Ne vedem luni cu noi rețete. Pupici, o zi frumoasă și vă mulțumesc din suflet. La revedere!